din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Un program de Vlad Georgescu. Stimați ascultători, continuă astăzi aici la München în studio discuția cu Maica Alexandra, cu principesa Eleana, referitoare la amintirile sale asupra istoriei și trecutului românesc. Încheiam acum două săptămâni discuția referindu-ne la Mareșal Antonescu. Deci, așa cum am spus și în discuția care am purtat-o înainte de intrare în studio, totuși el nu intră în tradiția politică a clasei politice românești, a bătrânului Carp, a lui Catargii, a brătienilor. E un alt tip de conducător care a apărut și a fost făcut posibil numai datorită situației din acei ani 30. Și cred că n-a fost destul de mare pentru momentul respectiv. Asta este părerea mea. Dar după mine a murit ca erou pentru țară. Maica Alexandra, deci ați plecat în 31, căsătorindu-vă cu arhiducele Anton de Austria, da. Habsburg de Austria. Când v-ați întors în țară? Mă întorceam în țară o dată pe an să o văd pe mama. Și să dădea voie să stau 2-3, câteodată 4 săptămâni. Dar după care să mă întorc în Austria. Îl vedeați pe Carol al Doilea? Cum de nu? Foarte amabil. Ce fel de relație erau? Eu am încercat întotdeauna să țin relații bune. Până la ziua când am primit mama 60 de ani și el deodată, după ce eu făcuse o primire mare pentru ea la Sinaia și trebuia să ducă la București și el i-a interzis să meargă la București. Și aia nu. Și n-am să uit niciodată când el i-a spus că îi interzice să... Maica Alexandra... Și asta a fost atunci la sfârșit. Însă, după abdicarea lui. Dar nu, între timp, uite asta, murise mama așa și mi-a rămas Branu. Și am spus, bine, da, dă-mi voie să mă duc la mine acasă. Nu? Mi-a dat voie să vin un timp. Formă când începuse toată chestia cu Germania și pactul de la Viena și toate astea, deodată s-a gândit că stai că totuși e bine să am o soră în Germania. Și odată a fost foarte bine primită la București odată. Maica Alexandra, cum trăia familia regală? Cum se trăia la Bran, la Peleș, la București? Cum trăia regele? Cum să spun? Cred că când mă gândesc acum înapoi, e o viață așa de diferită de viața pe care o ducem astăzi. Dacă un american m-a întrebat când am ajuns sau lângă Boston și mi-a întrebat cum se compară casa asta cu casa care o avea în România și am spus nu se compară. Pare rău, dar nu se compară deloc. Nu poți să spui că să trăiești așa într-o casă unde ești și menajeră și bucătăreasă și cel care câștigă viața și totul. E diferită complet de atât cum era să trăiești la Branța, la Cotroceni. Nu? Totuși nu era, ca să spunem așa, deloc cât țapănă viața noastră de curte. Era o curte destul de simplă. Maica Alexandra, dacă mă îngăduiți să vă întrerup, și totuși, și Branu, și Cotroceniu, erau reședințe foarte modeste, față de multe case din America de oameni bogați. Da, dar eu nu mai sunt aparțin celor bogați, nu? Și erau foarte modeste în comparație cu cum trăiesc noi regi. A, bine, aia e cu totul altceva. Natural, a venit să mă vază o româncă care, acum 2-3 ani, care a venit să-și vază o mătușă de la Elwood City, unde locuiesc eu. Și am întrebat-o cum este. Și a spus, a, zice, noastră, voi ați trăit în niște cocioabe, acum să vezi palate. Este adevărat, dacă mă aduc aminte, casa regelui Mihai de la Eforie, care se vede în urmă cu câțiva ani, e de necomparat cu palatele noilor regi. Dar să ne întoarcem la istorie, Maica Alexandra. În primăvara lui 1944, în martie, dacă înțeleg bine, v-ați reîntors în țară. Cum m-am s-a întâmplat? M-am întors în țară, de ce? Pentru că în timpul războiului, când a intrat România în război,
m-am dus la Viena pentru prima dată cu ultimul meu copil, al șaselea, o fetiță. Și mi s-a spus că sunt doi ofițeri români într-un spital nu departe. Și atunci eu m-am dus să-i văd pe ăștia. Și a fost foarte amabil, n-aveau idee cine sunt și eu nu știam cum să le spun. Dar primisese universul și atunci le-am dat universul care mi-era adresat lui. Și atunci ei mi-au spus, dar noi aveam o mulțime de alți soldați care erau cu noi și nu știm unde sunt. Și atunci eu m-am apucat să încerc să-i găsesc pe acești răniți în plus. Și de acolo am luat contact cu autoritățile germane militare pentru Crucea Roșie. Și pormă Crucea Roșie mi-a dat delegație să mă ocup și Mareșal Antonescu mi-a dat o delegație să mă ocup de răniții români care veneau la Viena. Și toată Germania. Am fost la Berlin, am fost peste tot. Dar în martie v-ați întors în țară? Nu, Sanița. Asta a fost înainte de martie. Și atunci mă întorceam, între timp, l-am văzut pe prințul Știrbei, era tocmai înainte să moară, și el vedea ce vine. Și el m-a întrebat pe mine ce simți că ești astăzi. Așa, pentru că Austria a fost ocupată de germani și așa. Și atunci eu am spus, adevărat, eu simt că sunt româncă. Da, și atunci el mi-a spus, vină înapoi în România. Dumneavoastră erați Hohenzollern, deci... Da. Germancă, căsătorită cu un duce austriac. Născut în România. Și simțind românește. Da. Și atunci el mi-a spus ce simți că ești. Că trebuie astăzi să decizi pe care parte stai. Și v-ați întors. Și atunci m-am întors și am adus mai ales copiii din școlile germane în care erau. Cei 6 copii. Bine, cei mici erau prea mici încă atunci. De așa că... Cei 4 copii mai mari au mers la școli românești. Deci ați... La Brașov, de la Andrei Șaguna, a fost Ștefan. La liceu obișnuit. Da, da. Și Minola, Maria Ileana și cu Alexandra au fost la Pitar Moș. Și cei danți, doi, amică era prea mică, cea doi era la școala primară din Bran. Și mergeau la școală cum mergea cetățeanul al țării. Și băiatul meu, care întotdeauna încerca să tragă chiulul, să urca pe... Când treceau carele cu fân, s-au scundeau după carele cu fân ca să nu se vadă că nu s-a dus la școală. Unde v-a apucat? Și aveam spitalul vis-a-vis. Unde v-a apucat 23 august? La Bran. La Bran. Și ce ați gândit în clipa aceea? Bine, eu am fost îngrozită. Dar nu l-așteptați? Nu, deloc. Nu așteptați sfârșitul războiului? Nu ba, venea? Da, ba da, vedeam. Deci, pentru că mă duceam, vezi că eu lucram atunci la spitalul militar și aveam în același timp, pentru că începuseră bombardamentele mari. Și eram în spitalul militar, duminica Paștelui, când a fost cel mai mare bombardament asupra Brașovului. Și toată ziua aceea a fost o zi de sânge, pot să spun, când... Dar, mai Alexandra, nu gândeați totuși în august 44 ba, da, că se întoarce roata? Ba da, îmi dădeam seama, dar și mă duceam la comandamentul în Brașov, pentru că trebuia să mă duc, pentru că parte din spitalul meu la Bran, care clădisem între timp, ca să putem să scăpăm de bombardamente, am făcut un spital la, la Bran, și să spunea generalul... comandant, atunci aș uita mereu la hartă și uite-te la harta asta. Sigur că îmi dădeam seama. Pe rege îl vedeați? Pe da, ne duceam din când în când la Sinaia, ne vedeam, cum de nu. Pormă nu, după 23 august nu. Ați scris... Asta n-a fost vina lor, nici a mea. Nu l-ați văzut deloc după 23 august? De ce? Pentru că intrasem în țară cu un pașaport german. Eu aveam pașaport românesc, dar era pașaport diplomatic. Și era foarte greu un pașaport diplomatic, mult mai greu decât să te duci cu un simplu pașaport nemțesc. Îmi trebuia autorizație de la Berlin. Păcând pentru cel german, cum eram prieten cu ăștia de la Crucea Roșie și tot serviciul sanitar,
și era un general austriac, el îmi dădea permisiunea să mă duc în România în interesul sanitar. Deci am mers pe pasaportul german. Deci eram nemți. Deci, mai mult sau mai puțin... Dușmani. Dușmani. Și Anton, din fericire, venise atunci din Germania, dat afară din armata germană, din aviație, pentru că Hitler a decis că trebuie să se oprească această propagandă de moarte a prinților. A murit prea mulți prinți. Foarte frumos. Deci a dat afară, pentru că erau eroi. Și el nu-i convenea. Și așa că i-a dat pe toți ofițerii ăștia afară. A dat și afară toată nobilimea germană? Toată nobilimea germană. Și austriacă. Da. Și atunci el a venit la Bran, dar el, săracul, a fost atunci, în fine, un arest acasă. Nu l-au arestat decât că trebuia să stea în Bran, nu putea să iasă din Bran. Și eu trebuia să ne ducă pe toți la Tismana. Și aici a intervenit Maniu. Cu arest la domiciliu. Da. Și pe oameni mi s-a dat, pentru că cu spitalul și toate astea... Maica Alexandra, ați fost, deci, martora anilor 44-48. Da, și știi ce curios era să stai în castelul Bran, acest vechi castel, din secolul al XII, al XIII, și să vezi acest poi care intra ca pe timpul lui Genghis Khan. Nu pot să zic altfel. Vă referiți la Armata Roșie. Roșie, da. Care treceau 10 oameni, 20 de oameni, 100 de oameni, 1000 de oameni, orice. Și totuși după aceea ați putut intra în viața obișnuită. Dar continuați să trăiesc prin spital. Maica Alexandra, principesa Ileana, timpul trece mai repede decât aș dori, mai repede decât sper doresc și ascultătorii noștri. Trebuie de aceea, din păcate, să oprim astăzi aici această discuție. Aș vrea să amintesc însă ascultătorilor că ea a început acum 2 săptămâni și că o vom încheia în emisiunea noastră istorică săptămânală de săptămâna viitoare. A fost fără îndoială o discuție extrem de interesantă, extrem de instructivă, care ne-a purtat cu gândul înapoi la anii 20, la anii 30, la perioada războiului, la o perioadă care, pentru foarte mulți români, dacă nu pentru cei mai mulți români, viața era mult mai bună, mult mai fericită, mult mai plină de speranță decât este astăzi. În emisiunea de data viitoare ne vom ocupa de perioada de după 1944, în care ați mai activat în țară, perioada care s-a încheiat în 1948, la începutul anului, atunci când ați fost forțată să vă părăsiți patria, împreună cu întreaga familie regală. Așadar, pe săptămâna viitoare. Vlad Georgescu v-a prezentat din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Aici e Radio Europa Liberă. Din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Un program de Vlad Georgescu. Continuă așadar astăzi discuția cu principesa Ileana
cu maica Alexandra. Îmi aduc aminte, citind memoriile dumneavoastră, aveți acolo un paragraf, memorii care au apărut acum 20 de ani, nu? Un paragraf în care vă referiți la Gheorghiu Dej, la o discuție care ați avut-o cu el și în care Dej v-a înfățișat viitorul de aur da, a României. Da, să vă spun, era foarte nostru, pentru că eu mă luptam atunci pentru apărarea Crucii Roșii României, pentru că au decis domnilor să trimeată banii și tot ce era venit din America în Grecia, ca să ajute Revoluția din Grecia și să ia tot ce era la Crucea Roșie Românească venită din America. Și noi am protestat și am spus că nu se poate, pentru că era un dar al americanilor, dat nouă, nu pentru noi, dar eram noi răspunzători pentru aceste lucruri. Și atunci s-a gândit și Madre la Crucea Roșie să mă trimeată pe mine să vorbesc cu Dej. Cu mai mulți. Și am vorbit cu Potnăraș, am vorbit cu Groza. Pe Ana Paucăr ați cunoscut-o? Pe Ana Paucăr ați cunoscut-o? Am vorbit cu Ana Paucăr și am vorbit cu Gheorghiu Dej. Asta, da, eu eram la mare pentru două săptămâni de vacanțe și m-am dus să văd pe Gheorghiu Dej. A fost foarte caragios, trebuie să spun, ca întâlnire. Ce impresie v-a făcut? Bine, de un om simplu și destul de cum să cade. Dar cu idei cu totul stranii, pentru că știam că el trebuia să întoarcă la București și eu m-am uitat la ceas și am spus, vai domnule, ministru, vă rețin pe trenul n-avea să pleacă. Și atunci el mi-a spus, trenul meu mă așteaptă. Și am spus, bine, iertați-mă, dar eu nu mi-aduc aminte că un tren special aștepta. Din contră, cât era mai special, cu atât trebuie să fii mai la timp. Și zic, tata, nu mi-aduc aminte vreodată să fi ținut un tren. Și atunci el a spus, bine, dar el n-a fost decât rege. Eu sunt poporul. Deci aceasta era noua clasă politică, noua clasă conducătoare. Și Ana Paucăr, și Groza, și Bodnăraș. Groza, știi, era de o parte și de cealaltă și când era, cum spunea Regina Elena cu adeptate, că dacă era de față, conversația mergea mai ușor. Dar simțeați atunci, să spunem... Dar erau foarte mândri, să-ți spune, de asta era curios, erau foarte mândri că era singura țară comunistă cu rege. Pe Pătrășcanul l-ați cunoscut? Da. Era altfel? Era mai civilizat. De altfel și Bodnăraș era mai civilizat. Da, bun, rușii și nu comuniștii români. Bodnăraș a fost agent sovietic. Că a fost. Dar avea maniere foarte bune, a fost ofițer, avea o purtare mult mai... Deci, până în ultima clipă, dumneavoastră și poate că și alți membri ai familiei regale sau alți membri ai clasei politice vechi, credeau că lucrurile vor îndrepta? Nu cred, că credeam niciunul. Încotro s-au îndreptat? Pentru că am avut discuție odată cu o persoană care mi-a spus de ce crezi tu ca să-ți meargă mai bine dacă ești prietenă cu ăștia și dacă ai a face cu ei. Eu din cauza spitalului am avut a face cu ei, nu de la mine. Nu? Prin interese de serviciu, ca să zicem așa. Și atunci cineva mi-a spus și eu am spus nu, deloc, n-am nicio idee că o să... E moartea lor sau moartea noastră. Capul lor, capul nostru, una din două. Dar zic, cât îl am pe al meu, am să-l întrebințez. Dar în cine vă puneați speranțele? În nimeni. Atunci erați resemnați? Da, era resemnată, dar aveam intenția să muncesc până la sfârșit. Abdicarea a venit prin surprindere? Când mi-e greu să spun dacă adevărat mă aștept... Când a venit, da. Fără îndoială. Nu mă așteptam așa curând. Și ați plecat din țară în ianuarie 48? Da, la 11 ianuarie. După regele Mihai. Da, după regele Mihai. Am plecat la 11 ianuarie din București, 12 din țară, în sine, penibil. Cum a fost? Ei, pentru că au fost, mereu, tot timpul au fost agenți în casă, ca să vază fiecare lucru pe care l-am împachetat. La Bran? La Bran și la București, că aveam o mică vilă la București, o mică stradă. Ajungem acum în partea a doua a discuției noastre. Ați întemeiat în Statele Unite o mănăstire ortodoxă,
ați fost ani mulți stareța acestei mănăstiri, am putea poate să vorbim puțin despre activitatea noastră de astăzi din această mănăstire. Mai întâi de toate, de ce ați întemeiat o mănăstire ortodoxă în America? Am să vă spun ceea ce aș fi vrut, deci din țară deja aveam ideea asta, că aș vrea să mă călugăresc. Și ca să mă pregătesc pentru asta, la un moment nu mai eram tânără, m-am dus la o mănăstire în Franța, o mănăstire original rusească, a cărei stariță era o femeie extraordinară, minunată. Și am fost 6 ani acolo ca să mă pregătesc, să mă duc în America. Acum mă întreb de ce am făcut o mănăstire în America. Pentru că în America sunt foarte mulți ortodoxi, în fine, relativ mulți ortodoxi. Și ortodoxia fără mănăstiri nu este ortodoxia întreagă. Are nevoie de mănăstire. Și se vede prin succesul care îl avem astăzi cu mănăstirea că am avut dreptate. Și așa că am intrat la mănăstire aici, la BC, în 61 și am stat până în 67. În 67 m-am călugărit definitiv, s-a dat numele Alexandra și am plecat în America singură, că trebuia să plecăm două cu încă o călugăriță englezoaică, însă ea s-a îmbolnăvit și n-a putut să meargă. Și atunci că m-am dus singură. Așa am plecat și am făcut singură de tot. Au fost ani foarte grei. Cum ați ales locul din Pennsylvania? Locul din Pennsylvania, m-am adresat episcopului și el s-a adresat preoților și toți au căutat și până el a ales câteva locuri de văzut și interesul nostru era să fie deluros, măcar dacă nu e la munte, să fie într-un centru ortodox. Și când m-am dus eu atunci acolo la Elwood City, în jurul nostru de cam, să zicem, un circuit de 100 de mile, sunt vreo 200 de parohii ortodoxe de diferite naționalități. Acum sunt mult mai multe centre, dar când am venit eu nu era niciun centru ortodox pentru toată lumea. De ce nu v-ați dus undeva în Midwest, înspre părțile unde sunt mai mulți americani de origine română? Pentru că, vezi, eu sunt convinsă, româncă cât sunt, că ne trebuie o biserică americană, nu o biserică românească. Nu trebuie să fie nici rusească, nici creștească, nici nimica. Trebuie să fie o biserică ortodoxă, americană. Și atunci nu mai avem noi adevărată putere ca să putem să ajutăm celelalte biserici ortodoxe românești sau bulgare sau care ar fi. Sau sărbească, care și ei suferă foarte mult. Ați sărbătorit la 6 august hramul bisericii. Hramul bisericii. Și pentru că i-am dat numele schimbarea la față, pentru că asta este ce știm în viața modernă, este nevoie de o schimbare la față a sufletelor noastre. De la acest materialism cras, care îl vedem peste tot, indiferent unde suntem. Și foarte puternic în America. Ne trebuia o viață spirituală. Credeți că ortodoxia poate să mai joace în rolul românii, în viața românilor, rolul pe care l-a avut odată? Dar sunt fără, nu îndoiesc nicio secundă. Pentru că nu pot să spun decât ceea ce văd cu ochii și văd oamenii care au ieșit acolo și văd ce citesc, ce au făcut. Traduc acum o carte scrisă de un diplomat român, a petrecut 9 ani în 17 închisori. E bine, e minunat din punctul de vedere a sufletului lor. Ce au putut să reziste oamenii ăștia, numai prin credință. Dar nu ridică un semn de întrebare oare purtarea atât de ciudată a ierarhiei bisericii? Bine, de o rușine. Însă, trebuie să admit iarăși că nu sunt acolo și deci mi-e greu să-i judec. Nu știu dacă am dreptul să judec. Da, cum? Uite, dar nu trebuie să spun. Eu cred că ei, în parte, se scuză prin faptul că spun că dacă nu s-ar purta așa, s-ar închide toate bisericii, s-ar distruge toate bisericile și s-ar fi sfârșitul bisericii ortodoxe. Așa că poate, nu știu. Trebuie să existe amândoi. Cum a spus, o scuză decât... Da. Asta am găsit o scuză de bine de rău care să zic că o găsesc că trece. În ce nu trece.
Este să vină în America și să ne strice viața noastră acolo. Aia nu trece. Vă referiți la împărțirea bisericii în America? Nu. Efortul lor de a distruge biserica românească în America. Noi românii care suntem în America și care sunt, facem parte din Biserica Ortodoxă din America, de OCA, cum îi zice, încearcă să ne aducă înapoi la biserica mamă. Eu nu cred că ei vor să o distrugă, eu cred că ei vor să o acapareze. Da, vor să o acapareze, de același lucru, nu? Da, sigur. Dar, Maica Alexandra... Și aici, asta găsesc, aici nu văd ce se amestecă. N-au nicio scuză. Adevărat nu e nicio scuză pentru asta. Maica Alexandra, e foarte frumos că... Că noi suntem liberi, la urma urmei. E foarte frumos să predicăm Ortodoxia în America. Da. Au nevoie de ortodoxie în America. Dar ce facem pentru ortodoxii din țară? Păi, asta e ce spun, tocmai, că dacă noi în America, toți ortodoxii în America, nu stăm toți împreună, într-o singură biserică, a cărui voce să fie auzită, nu putem să-i ajutăm pe cei din țară sau oricare țară în dosul cortinei de fier. De ce le merge mai bine polonezilor? Pentru că l-au pe papa. Da, și toată biserica catolică se ridică. Da, înseamnă asta că ați îndemna puțin și către un ecumenism? Nu. Dar nu, cred că putem să ne înțelegem. Trebuie să ieșim totuși dintre limitele ortodoxiei și să întindem mâna și uniților și nu, catolicilor. Că trebuie să ne înțelegem. Am foarte mulți, pe copiii mei sunt toți catolici. Dar de ce i-ați făcut catolici? Păi n-am avut încotru. Austrieci, nu? Da. Și Habsburgi. Maica Alexandra... Așa că, nu, eu nu sunt, să spun, împotriva ecumenismului, departe de așa ceva, pentru că am foarte mulți buni prieteni în toate bisericile, dacă vorba așa, predic în toate bisericile. Maica Alexandra, înainte de a intra în acest studio, puneam întrebarea, cum se simte astăzi, în anii 80, la sfârșitul veacului 20, deci, cineva care... merge prin rădăcinile sale în Evul Mediu, care descinde din Hohenzollern, care a cărui copii se numesc Habsburg, care nu a făcut istorie, ci este istorie. Cum trăiește o prințesă? Da, trebuie să spun, dar nu era că mi-era greu să mă adaptez vieții. N-am înțeles în mare parte la început că era nevoie să te adaptezi mai repede decât am făcut-o. Dar pentru mine, când am plecat din România, eu am murit sincer și adevărat, sufletește, eram ca un om mort 2 ani de zile. Maica Alexandra, timpul ne presează, trebuie să încheiem această discuție. Ați murit când ați plecat din țară, cu toții murim în parte atunci când ne părăsim patria, dar ați reînviat aici în Occident prin activitatea pe care o duceți tot în folosul țării, tot în folosul neamului, pe care și o activitate care în aceste zile a îmbrăcat forma mănăstirii care ați temeiat-o și pe care o slujiți cu credință și devotament. Și cu aceasta, discuția noastră a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru această frumoasă pagină de istorie pe care ne-ați oferit-o. Vlad Georgescu v-a prezentat Din istoria României. Din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Un program de Vlad Georgescu. În emisiunea de astăzi, stimați ascultători, vă propun o discuție cu Maica Alexandra, fosta principesa Ileana a României, fiica reginei Maria și a regelui Ferdinand, sora regelui Carol al II-lea. Maica Alexandra, aș vrea astăzi să ne referim la amintirile nu ale Maicii Alexandra, ci ale principesei Ileana. Data trecută, când ne-ați făcut cinstea de a veni aici la München, am vorbit despre perioada mai nouă, despre regina Maria, despre regele Ferdinand, despre Carol al II-lea, despre al doilea război mondial. Așa, astăzi să începem cu amintiri poate puțin mai îndepărtate. Carol I, primul război mondial, Peleșul, oamenii politici în acea vreme, Marghiloman, Averescu, Brezan, Bertolo, Senatoler, o lume de despre care se vorbește foarte rar și despre care sunt sigur că ascultătorii noștri știu destul de puțin. Mă gândesc și la refugiul la Iași. Vă propun deci să începem această discuție cu o evocare a
regelui Carol I. Dar trebuie să amintim că n-aveam decât 5 ani. Însă era o personalitate, cred, așa de mare, că era imposibil să-l uiți. Eu pot să-l văd și astăzi la Castelul Peleș, într-un colț unde îi plăcea lui să-și radă și unde, la o oră fixă, îi se aducea o supă. Și mi-aduc aminte că vreau să vin întotdeauna să-mi dea și mie, pentru că era o supă care îmi plăcea și mie foarte mult. Și vă dădea? Da, cum de nu. Da, da, era foarte, cât era de sever cu cei în vârstă și în general era un om sever care nu-și permitea nicio plăcere. E adevărat că atunci când dădea mâna, dădea numai un deget? Asta nu știu, asta nu mi-aduc aminte. Cu noi copii era întotdeauna extrem de blând și bun. Nu mi-aduc aminte niciodată că cu noi să fie auzit un cuvânt mai puțin blând de la el, niciodată. Și avea mare dragoste pentru Nicolae, pe care îl lua la plimbare cu el. Dar eu eram prea mică pentru asta, însă mi-am amintit că de el foarte bine și mai ales la Peleș. Și, bineînțeles, regina Carmen Silva, înconjurată întotdeauna, avea o mulțime de cucoane și cu sânge ceva sau brodând cu din astea, asta mi-aduc aminte. Și mi-aduc aminte moartea regelui Carol I, care trebuie să spun că a fost una din marile învățătura vieții mele, pentru că, deși eram așa mică, când mi s-a spus că a murit unchiul, natural asta m-a șocat foarte mult și nu mi-aduc aminte, n-aș putea să spun dacă am plâns sau nu. Dar după puțin am fost duși la Peleș ca să-l vedem. Și nu era pus încă în coșciuc și nu-l puseseră în sala mare pe unde trecea toată lumea să-l vază. Era încă pus pe un fel de divan care era în dormitorul lor. Și era cam la înălțimea mea. Și era prima dată când l-am văzut pe unchiul, direct, o să spun, că întotdeauna mă uitam în sus la el, că era mică, și mă uitam la el. Și era așa de frumos și așa de pașnic, că mi-am zis, dar în fond, de ce plânge toată lumea așa de mult? Dacă asta este moartea, ce frumos este. Și ce alte personalități? Vreau să spun, și pe oameni, mi-aduc aminte mormântarea, că trecând de la sine, din biroul lui, stând și uitându-mă afară și amintindu-mi de a sta cu el acolo și să văd că a trecut coșciuguri cu armata și asta de la Peleș în jos spre gara de la Sinaia. Asta atâta cât am văzut eu din înmormântarea lui. N-ați fost cu cortegiul la Curtea de Argeș? Nu, n-am fost la Curtea de Argeș, dar am văzut numai cortegiul de la Sinaia. Poate împrezana la lui pe unchiul. Pe tata și pe mama. Da. Spuneați când ne îndreptam spre studio că vă amintiți foarte bine de acea perioadă, deși erați nu un copil, și că vă amintiți foarte bine și de perioada refugiului de la Iași. Da, dar asta desigur mult mai clar, pentru că toți erau câțiva ani, între doi ani. Nu. Da, bine, dar în doi ani, la vârsta aia face o mare diferență. Nu? Și a fost în timpul când am fost la Buftea, unde eram pus deoparte ca să nu fim în pericul bombardamentelor la București și atunci a murit Mircea, fratele meu, la Buftea. În 1916 am spus toată asta. Și asta, natural, m-a îmbătrânit, ca să pot să spui așa, dacă pot să spui asta pentru copil de 7-8 ani. M-a maturizat. Și, pe urmă, când am plecat spre Iași, am fost 12 zile în tren, că nu era pregătit nimica unde să mergem. Nu era acasă pentru noi. Unde ați locuit la Iași? Am locuit la sfârșit pe strada Carol, într-o casă care a aparținut armatei. Și armata a pus-o atunci la dispoziția mamei. Acolo locuiați cu moștenitorul tronului și cu, mama, regina Maria, viitoarea regina Maria. Da, mamă, noi toți copiii. Eram acolo, afară de pe nimințește Mircea care murise. Și tata era marele stat major, a lui era pe lips, mai jos, în oraș.
era mare listat pe jos și noi ne duceam să-l vedem la, pe el acolo sau câteodată mergeam la masă la el acolo sau venea tata la noi la... Regele nu stătea cu dumneavoastră. Nu stătea cu noi, stătea la mare listat major. Dar venea seara câteodată și mama scria o carte pentru mine, pentru cum nu erau cărți, nu se găseau cărți pentru copii. Ea a scris o carte care zicea Peeping Pansy și ea ne citea seara și de multe ori tata obosit de la Salesta Maru venea să asculte capitolul viitor în cartea pe care mama o scria pentru mine. În același timp, în salonul mare, era un fel de sală de bal, acolo era un atelier unde se făceau îmbrăcăminte, cămăși și lucruri cu coanele și diferite persoane veneau și lucrau pentru a trimite lucrurile pe front. Și în acest eram foarte strânși, casa era mică pentru noi toți. Și așa că salonul mamii, trebuiam să trec prin salonul mamii ca să pot să ies afară din casă. Așa că am întâlnit o mulțime de lume care venea să o vază. Înăta unii nu-mi dădeam seama cine erau toți, dar de pildă era generalul Prezan. Generalul Prezan era un mare prieten al nostru, noi ziceam papa Prezan, îl iubeam foarte mult și mi-aduc aminte de el înainte, încă când era ghiotant de la regele Carol I. Așa că noi l-am cunoscut, pot să spun, toată viața. Și că, natural, vedeam pe toți străinii care veneau să-l vadă pe mama, cum era Saint-Oler, pe generalul Bertolou, care noi copii ne sfiriți. Saint-Oler, care era ministrul Franței. Era ministrul Franței. Și pe Bertolou? Și pe Bertolou, care pe el l-am cunoscut întâi, dar la Burtea, încă Mircea încă trăia. Mi-aduc aminte că ne jucam în salonul mare la Burtea când a venit el în prima dată. Îl văd și acum, așa cum a intrat pe ușă. Generalul Bertolou. Și noi copiii rei, cum sunt copiii, spuneam generalul Bertolou, că era cam burtos. Dar era foarte drăguț și foarte prietenos și foarte abordabil, ca să zic așa. Vă aduceți aminte de momentul în care, semnându-se armistițiul și după aceea pacea cu Germania, au trebuit să plece din Iași? Da, da, asta mi-aduc aminte. Deși eu n-am fost la Iași, numai mama s-a dus la Iași, noi eram la Bicaz. Și mi-aduc aminte când a venit Maghi Roman și era în audiență la mama și o văd și pe mama acum, pe mama și zic cu ochii absolut de răceală nemaipomenită, că avea ochii foarte albaștri. Și se uita așa la Maghi Roman cu furie. Și, și eu am intrat și mi-aduc aminte că i-am întors spatele și mama mi-a spus la noi, dar și spune până ziua și am spus că eu nu dau mâna. Dar acum, pentru înțelegerea acestui episod, să explic ascultătorilor da, că trebuie. Regina Maria era nu o înfocată apărătoare a participării românești alături de puterile antantei, Franța, Anglia, Rusia, pe când Marie Laman era alături de Carp, nu, campionul filogermanilor și oarecum, deci, regina și cu Marie Roman, care va fi prim-ministru când se va face pacea de la Buftea, erau în tabere, în principiu, opuse. Deși și Marie Roman, nu se poate spune că nu era bun român, dar el vedea soluția altfel decât a văzut-o și regina și decât a văzut-o și istoria. Dintre alții mari... Dar, de exemplu, Carp, vezi, n-aveam sentimentul ăsta față de Carp. Dar Carp nu era la Iași, Carp rămăsese la București. Nu, dar rămăsese la București, dar mi-aduc aminte de el înainte și mi-aduc aminte conversații despre el în familie și între tata și, și mama, despre Carp. Nu era, mare patriot era, nu era ostilitate în familia regală pentru Carp și la Sinaia votase contra intrării în război. Da, știu, nu? Dar aveam un mare respect pentru că, el știi că a spus atunci că eu nu sunt pentru asta, dar fiii mei astăzi intră în armată. Da, el a spus că îmi trimit fiii în război, doresc înfrângerea armatei române, dar îi dau țării fiii mei, dintre care și cel mai mare și murit. Da, și asta mi-aduc aminte de moartea băiatului. Erați la Bicaz atunci, dar... Trebuie să fost ori la Bicaz, cred că da, și mi-aduc aminte ce tristețe era atunci când a murit băiatul. Petre Carp. Petre Carp, da.
Pe Brădianu l-ați cunoscut? În perioada aceasta, nu, sigur l-ați cunoscut da, cu anul mai târziu. Da, pentru că, da, bine, mai târziu l-am cunoscut foarte bine. Da, sigur, firește. Așa că vedeam des. Dar și în perioada asta, și bine, se simțea toate aceste tensiuni, așa, care era inevitabile, simțeam, deși eu n-aș putea astăzi, bineînțeles, să știu, pentru că am învățat în istorie, nu? Curios că lucrurile care le-ai trăit, nu știi importanța lor atunci. Nu mai formă când înveți istoria că știi că era important lucru care pe care l-ai văzut sau pe care l-ai trăit. Vă aduceți aminte și de momentul în care Revoluția Bolșevică a triumfat și în care Șcerbacev, generalul rus alb, s-a declarat complet neputincios ca să-și stăpânească trupele, în care aproape a fost o lovitură de stat a rușilor împotriva regelui și în care a trebuit scoasă armata la Iași ca să se trăiască înapoi acasă? Casa noastră de la Iași era alături de Jockey Club, vechiul Jockey Club, unde era balestat major al rușilor. Așa că eu am văzut că copii prin fereastra din odaia mea, care se uita direct în grădina lor, cum au intrat trupele, soldații ruși și au scos soldații de ofițerii din casă și i-a pus de-a lungul zidului ca să-i împuște. Și atunci escorta regală, care era cazată în curte de la casei noastre, au venit și au sărit peste gard și au apărat pe ofițerii ruși. Asta văd clar încă. Da. Și atunci, trecând, că rușii care primiseră cu atâta și era așa frumos când treceau ei în mașuri lor și cântau așa de frumos, când au început să treacă ca niște animale sălbatice, cu steagurile roșii, țipând și urlând și toate astea pe copou în jos. Principesa Elena, trebuie să ne oprim acum din această discuție. În acest moment în care erați la Iași și în care bolșevicii căutau să pună mâna pe putere, în care, din fericire, au fost împiedicați să o facă, ne oprim astăzi aici și vom continua această discuție de amintiri istorice săptămâna viitoare. Vlad Georgescu v-a prezentat... Istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Aici e Radio Europa Liberă. Din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Un program de Vlad Georgescu. Principesa Elena, continuăm astăzi această discuție, începută săptămâna trecută, o discuție cu caracter istoric, în care vă rog să vă reamintiți despre personalități, evenimente, fapte petrecute cu atât de mulți zeci de ani în urmă. Așadar, s-a terminat războiul, v-ați întors la București. Cum arăta țara? Ce-aș vrea să adaug, însă că n-am vorbit săptămâna trecută, este Unirea Basarabiei. O putem face acum? Da, tocmai pentru că asta mi-aduc aminte foarte bine, Unirea cu Basarabia, veniți soldați care fusese în armata rusă și care au trecut în partea românească și o horă a Unirei care au jucat-o în fața casei aceste de la pe strada Carol. Pe strada Carol, unde locuiam noi, și cum s-au dus surorile mele, mai mari și Carol și toți, și au jucat hora Unirei pe stradă. Și asta era pe timpul ăla ceva cam neașteptat, așa, nu era obiceiul. Încă, pe timpul meu era normal să te duci să joci cu oricine, dar atunci era prima dată că s-a făcut așa un pas.
Și mi-am aminte că mama spunea unde am ajuns să jucăm în stradă. Da. Și după aceea m-am întors la București. Întors la București și extraordinară primire din București, entuziasmul nebun a Bucureștiului și ploile și steagurile și ceva grozav. Ce o amintire care niciodată cred că nu poți să uiți și toate trupele aliaților care erau acolo. Era o zi enormă și care s-a isprăvit pentru noi la mormântul lui Mircea. Ați participat și la... ați intrat în Transilvania după aceea, imediat fost, în perioada... Nu numai velorii. Decât, nu. Întâi a rămas la București, pormă, știți, aici nițel nu sunt tocmai sigură de cronologie. Că atunci a fost prima dată, s-a început gripa spaniolă. Da. Și mama s-a îmbolnăvit, a fost adusă de trupele franceze, engleze. Era o boală care noi nu aveam în România și atunci a fost acea teribilă gripă. Și atunci era să moară mama de asta. Asta mi-aduc aminte, că asta era... Da. Dar ce nu mi-aduc aminte dacă am fost noi în Ardeală înainte să mergem la... Alba Iulia. A, nu, asta a fost mai târziu. În 22, da. Da. Dar am fost la Paris la conferința, de pace. Și asta ce nu mi-aduc aminte, dacă ne-am dus în Ardeal înainte sau după. Dar ce v-au luat la conferința de pace? Pentru că mama a dus copiii cu ea la Paris și toată asta. Și eu eram, avusesem o bală de piele din cauza lipsei de vitamine în timpul războiului. Aveam rând deschise pe brațe și la genunchi. Și m-a adus, asta cred că a fost una din cauzele pentru care am fost adusă eu, dar mi-aduc aminte entuziasmul la Paris și când s-a dat o reprezentație la opera la Paris la care a mers mama, eram în mașină cu ea când poporul entuziasmat a Parisului a ridicat mașina și a adus-o pe umeri. Ați însoțit-o pe regină și în călătoria ei mai târzie din America? Da. Care n-a fost un succes pe deplin? Nu, pentru că mama era nevinovată și ea a crezut pe ăștia care... N-a înțeles că și ei aveau de subterile lor și fiecare vrea să se profite, să tragă spuza pe turta lor, cum se zice pe omenești. Dar să spun ceva interesant, ea s-a dus ca să deschidă un muzeu în Washington State, nu în Washington, în capitala. Și acest muzeu, sunt exact 60 de ani de atunci. Și acum a fost regele să vază acest muzeu. E foarte interesant, dar multe lucruri românești. E un muzeu al reginei? E un muzeu care zice Mary Hill Museum, care e făcut de un domn Hill, care a făcut căile ferate, care mergeau de transcontinentale până la Seattle. Și el a făcut acest muzeu în amintirea nevestei lui, pe care o chema și pe ea, Mary. Și el a avut ideea, că el nu știu unde a întâlnit-o pe mama asta, nu știu, de-n timpul repoiului, în tot cazul. Și el a vrut să facă asta în memoria mamei, nevestei lui, și a vrut să fie înzestrată cu lucruri în România. Și așa că este un muzeu aproape cu românesc și sârbesc. Artă populară, probabil, mult. Nu, lucruri care dar chiar din casele noastre, dar București și Sinaia. Și acum e la 4 noiembrie, sunt 60 de ani și mă duc pentru o sărbare acolo. Pentru că sunt singura care mai trăiește, care a fost acolo, la această ocazie. Să ne întoarcem pentru o clipă înapoi la 1918. Da. Spuneați, când ne apropiem de studio, vă refereați puțin la starea foarte grea a țării în acea perioadă și la toată acțiunea de refacere la care ați participat da, în mod direct. În ce organizație ați lucrat în acea perioadă ca refacerea țării? La început, știți că este organizația americană Young Women's Christian Association și mama a găsit că asta ar fi o idee bună pentru România. Și au venit un grup de americani ca să înceapă această organizație și atunci în România îi ziceam ACF, Asociația Creștină a Femeilor Române.
Și eu aveam ce atunci 11 ani, 11 ani, și atunci am adus și pe mine ca să iau parte la această organizație și mi-aduc aminte că nu-mi plăcea deloc, că eram foarte timidă și mi-am experimentat. Dar din ce în ce am luat mai mult parte și rămân pentru întotdeauna recunoscată tare la această organizație și pormă la organizată de cercetășie pentru fete, pentru că m-a dus în contact cu absolut toate, cum să spun, astea sociale. Erau toate clasele sociale. Lucrătoare, ucenice, dar unde învăța? Unde învăța fata regelui atunci? Unde învăța școala? Săraca acasă, din păcate. Regele Mihai știm de pildă, nu? Da, a nu, fost noi am învățat încă acasă. Eu am avut o minunată guvernantă englezoaică și altfel am avut foarte buni profesori români. Dar cine v-a învățat de pildă limba română și cine v-a învățat istoria română? Era la început, era profesorul Lux Chelaru și până a fost, acum de ce nu, Mimea Ghiță, ziceam. Era în orice caz profesor? Nu, era profesor și era bibliotecarul Palatului și l-a ajutat foarte mult pe tata să scrie toate discursurile lor, că sunt ația care spun noi am ajutat, dar nu e adevărat. Deci, ideea unei clase regale, unei școli în care să învețe... Nu, deloc. Nu exista pe atunci. A fost introdusă numai pentru regele Mihai. Da, pentru Mihai. Nu, noi n-am avut asta, din nefericire, trebuie să spun, pentru că era mult mai greu. Așa. Că pe mine m-a interesat foarte mult și chimia și lucrurile astea și asta nu puteți le face acasă. Și atunci mă duceau la școala centrală. Pentru că profesoara mea era doamna Mișoara Malaxa, sora lui Industria Șoara, care era o excelentă profesoară. Și ea mă ducea ca să fac, să văd acolo cum să fac experiențe din jurul ăsta. Ați pomenit cercetășia. Ce făcea o fată cercetașă? O fată cercetașă, ce făceam? Învățeam să ducem o viață sănătoasă, și să fii, știi că era tare, să fii pregătit, adică să poți să faci orice. Și aveam câmpuri de vară, noi am început primele 35 de cercetași, am început în mănăstirea Hurez. Am făcut prima încercare și eu am învățat când eram în Anglia, când am fost la școală în Anglia, am intrat în cercetășia englezească. Pentru că vreau să înveț, pentru că știam că e ceva care ar trebui să facem în țară, pentru că cercetașii pentru băieți exista de mult deja din primul război, început de Carol. Dar pentru fetele începea să meargă cu băieții și nu era bine. Și atunci noi am început să facem mai multe doamne, fete și profesoare și prietene, să organizăm cercetășia pentru fete. Și am avut un succes enorm, s-a întins peste toată țara. Și eu mergeam dintr-un oraș într-altul să le inspectez, să le văd. Pentru amândouă organizațiile am mers peste tot. Și iarăși în felul ăsta am cunoscut țara foarte bine. Mergeam la Cluj, mergeam la Brașov, mergeam la Iași, mergeam oriunde era nevoie. Și campamentele care le aveam, era în Oltenia, aveam una la Bran, era una în Ardeal, dar știi că nu mi-aduc aminte cum îi zicea, și una la Balcic. Da, principiul Seliana, e foarte greu să ținem un fir al povestirii, având de-a face cu o personalitate care a cunoscut atât de multe lucruri și atât de mulți oameni. Sărim, deci, oarecum de la una la alta. Și nici nu cred că e nevoie neapărat să urmăm neapărat un fir călăuzitor. A spus Balcicu, dintre aceste reședințe ale regilor români din acea perioadă, de care vă amintiți? De Balcic, de Bran? Cred că, în primul rând, Sinaia, pentru că mă leagă toată copilăria de Sinaia, viața de la Sinaia, care era foarte plăcută. Și așa de democratică, când mă gândesc cum s-au schimbat lucrurile. De duminică, ne duceam la biserică, la mănăstire. Și până la mersul la biserică nu era așa de dificil, pentru că nu era încă popor pe stradă. Dar
când ne întorceam de la biserică și ne vedea să mergem pe jos, era multă lume și eu eram foarte timidă și sfeream de această... Și toată lumea s-auta și spunea până ziua și trebuia să te atingă și era destul de greu pentru mine, dar îmi dau seama astăzi ce lucru minunat era. N-aveați gărzi de jur în pe jos? Niciodată nu, era puțin guvernanta și cu mine mergeam pe jos, mergeam până acasă și acasă vinea să schimba garda și se aducea steagul și se cânta. Era muzică, muzica militară, venea cu asta și se schimba și era pe terasele de la Peleș, la Castelul Peleș. Erau deschise poporului. Toată lumea... Chiar când regele era acolo? Da, da, și tata și mama se plimbau în privire. Veneau locuitorii Sinaie să ia ceaiul la palat? Sau? Nu veneau să ia ceaiul la palat, să se plimbe pe terase, când e duminica, când cânta muzica militară, și se plimbau pe toate terasele, afară de cea mai aproape de palat însă, și nu, acolo nu era voi. Dar altfel toate terasele l-au deschise. Și regele și familia se amestecau? Da, da, s-a amestecat cu poporul. La Balcic era tot așa de democratic? Da, da, da. Una din cele, veneau turcii, veneau bulgarii, veneau românii, o și cine putea să intre. Veneau și lua, dacă întrebea dacă veneau la ceai, nu veneau la cafea dimineața. Tu? O turcoaică mai ales venea întotdeauna la cafea dimineața. Dar și tata erau așa, știi, era o atmosferă așa de, știi, de familie. Ei erau tata și mama unui popor. Asta era sentimentul care aveam. Și noi știam foarte bine că poporul venea întâi. Principesa Ileana, ne oprim aici cu această evocare a trecutului și exprim, desigur, speranța că vă vom mai putea găzdui și cu un alt prilej pentru a comenta și a discuta și a reaminti aceste pagini de istorie mai veche românească, din păcate apusă, din păcate înlocuită cu o pagină urâtă și care sunt convins că nu poate decât să intereseze în foarte mare grad pe ascultătorii noștri. Vlad Georgescu v-a prezentat... Din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări.